CSMGD a dat startul pregătirilor pentru noul sezon al Ligii a treia sub conducerea antrenorului Gelu Hampu. Echipa va disputa 6 meciuri amicale până la startul campionatului programat la finalul lunii august. CSMGD a susținut astăzi un prim antrenament la complexul Iftimiei Lisei, păstrând nucleul de bază al formației din sezonul trecut. Lotul va fi completat cu câțiva jucători experimentați și tineri talentați, conform regulamentului care obligă echipele din Liga 3-a să folosească cel puțin 3 juniori în permanență pe teren. Primul meci amical va avea loc sâmbătă pe teren propriu împotriva echipei Voința Siminoc din Liga 5-a. Până la începutul campionatului, CSMGD va mai juca 5 partide amicale. Pe 27 iulie cu Farul Constanța U18, pe 3 august cu CSM Fetești, pe 10 august cu Viitorul Cobadin, pe 17 august cu Axiopolis Cernavodă și pe 24 august cel mai probabil cu Agricola Borcea. În paralel, clubul a îndeplinit toate cerințele necesare pentru participarea în viitorul sezon al Ligii a treia, cu sprijinul autorităților locale.